Două familii din Botoșani au fost la un pas să ajungă sărace. Un incendiu puternic amenința să le cuprindă tot avutul. Noroc cu pompierii care s-au mișcat foarte repede și focul nu a ajuns la case. N-au mai putut salva totuși o bucătărie, un grajd și o șură care au ars din temelii. O bucătărie de vară s-a aprins din senin. Din cauza vântului puternic, flăcările au cuprins o altă anexă, apoi s-au extins în curtea învecinată. Probabil a sărit o scânteie, iar Naticu fiind aproape de casă, a pornit incendiu și incendiu s-a extins la vecinul. Proprietarii nu erau acasă. Noi am fost la prăjit, băiatul ce-a zis că încă îi spun omul ăsta, dă-mi un telefon, suntem la cine. Nu știu, eu mergeam vacă. Când s-a aici apare și mi-e focul de acolo. Și ce v-a ars? Până, uite, sandală, grajă. Și la vecinul ce a ars acolo? Vecinii lor au chemat pompierii. Sunt angrenate în incendiu două proprietăți. Deocamdată nu știm exact cauza de incendiu. Urmează să facem cercetările necesare. Nu am putut avea ca toată. Mă bate reați de în sus, ce să facem? Era focul mare? Focul mare. Nu puteam să mă bagă. Cele trei echipaje de pompieri au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să ajungă și la casele oamenilor. Din anexele gospodărești n-a mai rămas însă nimic.